Dragi prieteni, pandemia de COVID-19 a revenit în forță în țara noastră. În ultimele săptămâni, numărul de noi infectări a crescut alarmant. 30-40% dintre cei testați sunt infectați. Patru în spitale nu mai sunt, autoritățile au resuscitat tot ce au putut ca să mai asigure locuri în spitale. Între timp, veniturile la buget rămân sub nivelul anilor precedenți, deficitul bugetar a atins în decembrie un nivel maxim istoric, 10 miliarde de lei, datoria de stat a ajuns și ea la un maxim istoric de 68 miliarde de lei, investițiile străine au scăzut de 20 de ori, toate ramurile economiei scad. Producția agricolă a scăzut cu 25%, cea industrială cu 6%. Transportul de pasageri a scăzut cu 50%, industria de turism a avut de 4 ori mai puțini turiști decât în 2019. În spatele acestor cifre, stimați prieteni, sunt oameni. Oameni care vor să știe ce îi așteaptă în continuare. Oameni care vor să știe ce va fi. Să continue, să încerce, să lupte sau să dea mâinile în jos și să plece din țară. Oameni care vor să știe dacă părinții și bunicii lor vor supraviețui acestui COVID nemilos. Dacă spitalele vor avea paturi pentru ei, dacă vor putea să-i trateze și să-i salveze. Oameni care vor să știe dacă vaccinul mai vine și când, dacă apucăm să ne vaccinăm bunicii și medicii, dacă mai apucăm să le vină rândul și celor mai tineri. Oameni care vor să știe că va fi bine, că țara va ieși din această năpastă, își va reveni și va merge pe drumul cel bun. Noi suntem datori să le spunem oamenilor ce îi așteaptă și când. Suntem obligați să le oferim previzibilitate, în conformitate cu decizia de ieri a Curții Constituționale. Partidul Democrat consideră că fracțiunile parlamentare și președintele țării trebuie să recurgă la noi consultări. Blocajul în care suntem poate fi rezolvat doar prin dialog. Doar prin dialog putem identifica soluții. Președinția trebuie să inițieze cât mai curând aceste consultări, altfel devine sursa blocajului, nu sursa soluției. Am urmărit poziția fermă a președintelui expusă ieri, anticipate sau referendum. Din păcate, trebuie să vă spun că niciuna dintre acestea nu doar că nu rezolvă criza în care ne aflăm, ci doar o agravează. Anticipate. În aceste momente e clar că din punct de vedere constituțional încă nu au fost întrunite condițiile dezolvării Parlamentului care să ne ducă la alegeri anticipate. Dacă președintele refuză să mai înainteze vreun candidat, Parlamentul nu poate fi dizolvat și nu se poate ajunge la alegeri anticipate. În acest moment, suntem departe de dezideratul anticipatelor, cu toate consecințele care vor fi. Referendum. Referendumul nu poate duce la dizolvarea Parlamentului. Suspendarea sau nesuspendarea președintelui nu influențează nici de cum situația din Parlament. Lipsa unui guvern sau eventualitatea alegerilor anticipate. Aceste procese sunt pur și simplu paralele și nu au nicio legătură unul cu altul. Iată de ce considerăm că lipsa de acțiune nu rezolvă problema, ci doar o adâncește. Cetățenii nu pot sta așa, în așteptare nesfârșită, în timp ce economia scade, iar oamenii mor de COVID. Trebuie să le spună cineva foarte clar cetățenilor care sunt pașii care vor urma în continuare. Și aici vreau să fiu foarte explicit.
Noi nu că pledăm pentru anticipate sau pentru instalarea unui guvern. Noi pledăm pentru informarea corectă a cetățenilor. Oamenii au dreptul să știe și cineva să iasă să le spună. Mergeți spre alegeri anticipate conform următoarei foi de parcurs sau instalăm un guvern conform următoarelor înțelegeri. Și una și alta poate fi atinsă prin consultări. Dialogul este cheia soluției a crizei politice în care ne aflăm acum. Singura soluție, precum vă spuneam, sunt consultările cu fracțiunile inițiate de președinte. Trebuie să recunoaștem că suntem într-un blocaj și să căutăm soluții. Prelungirea acestui blocaj nu va rezolva nici de cum criza în care ne aflăm. Fără consultări, riscăm să conservăm situația incertă și poate chiar mai rău să o înrăutățim. Consultările trebuie să aibă loc doar între partidele autentice din Parlament. Partidul Democrat este gata să participe la aceste consultări și să contribuie la identificarea soluției care va scoate țara din criză și o va menține pe direcția europeană. Soluțiile de ieșire din criză în care ne aflăm sunt nu anticipate sau referendum, ci mai exact anticipate sau guvern. Referendumul, precum vă spuneam, nu face parte din această poveste și nici nu influențează cumva evoluția lucrurilor. Și o soluție și alta, repet, poate fi atinsă doar prin dialog. Și, la sfârșit, reiterez o dată în plus. Partidul Democrat nu va purta discuții, nici într-un caz, cu grupul Șor și Transfugi. În rest, această criză politică poate fi depășită doar prin consultări și dialog. Vă mulțumesc!